de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, după 1 iunie, am luat și noi pauză de ziua copilului pentru că, nu e așa, am avut o zi foarte frumoasă de vară, am putut ieși la iarbă verde cu toată familia. Acum, să revenim la ale noastre, era să spun oile noastre, la ale noastre în prea frumoasa emisiune care reîncepe astăzi și să vă spun că subiectul emisiunii ne-a fost inspirat de un deputat de Neamț și este într-un fel legat, până la urmă o să vedeți, și de ziua copilului. Subiectul emisiunii de astăzi este umbrela, dar nu orice fel de umbrelă, ci umbrela politică, umbrelele politice. Acum nu știu dacă putem să pronunțăm și altfel umbrele politice sau umbrelele politice, dar una peste alta putem spune că avem niște, cum să vă spun eu, oameni care au beneficiat și beneficiază, folosesc sau nu folosesc umbrele. Fără îndoială, doi dintre politicienii din Neamț s-au remarcat cu postări în ziua de 1 iunie. Noi am făcut o selecție de imagini pe care o să-mi permit să le comentez apropo de aceste postări. O să-l rog pe colegul meu Bogdan să dea prima imagine, sunt sigur ați văzut-o pe net, este o paralelă între Regina Angliei și Raluca, sau se vrea o paralelă între Regina Angliei și Raluca Turcan. Regina Angliei își ține singură umbrela, Raluca Turcan are o fătuță care îi ține umbrela. Înainte de a comenta ce vreau să comentăm, să spunem doar că e normal la Raluca Turcan ca să-i țin o fătuță umbrela, având în vedere că și a ținut umbrele în timp, destul de mult timp, pentru alții. Ei bine, această imagine a fost folosită de deputatul de Neamț, Oana Bulai, pe 31 mai, în care și are și un comentariu acolo. Comentariu extrem de pertinent și binevenit. O imagine care vorbește de la sine. În momentul în care ești la putere și nu numai, trebuie să dai dovadă de bun simț, de omenie, de bunătate. Nu aroganța și trufia trebuie să-i ghideze pe cei care ne guvernează. E păcat că tocmai o femeie ajunge să apeleze la astfel de gesturi, scrie deputatul Oana Bulai pe pagina de Facebook. Are dreptate Oana Bulai, așa ceva este inadmisibil, mai ales la o femeie. La bărbați mai merge. Și te rog să-mi dai imaginea 2 lângă imaginea 1, dacă se poate în locul meu, dacă nu, imaginea 2 pur și simplu. Imaginea 2, cum spuneam, la bărbați se poate, după cum puteți vedea, avem încă o imagine cu umbrele tot politice, domnul președinte al Consiliului Județean Neamț, împreună cu domnul fost ministru al, cred că al economiei, domnul Dănuț Andrușcă. Domnul Dănuț Andrușcă îi ține umbrela domnului Arsene, dar, ca să o cităm pe doamna Oana Bulai, fost administrator public al județului și pusă pe lista de deputați de domnul Ionel Arsene. E păcat când o femeie ajunge să apeleze la astfel de gesturi. La bărbați mai merge, mai ales dacă tu te chemi Andrușcă și ai în timp posibilitatea să ajungi ministru, dar ținutul umbrelei de către domnul Andrușcă, domnului Arsene, nu a fost atât de benefic, din moment ce acum domnul Andrușcă nu mai este nici măcar consilier local la vânători. Dar, în schimb, este un vașnic investitor chiar și în turism. Deci, atât despre partea aceasta cu umbrele. Deocamdată. Trecem la
balonașe. Cred că imaginea 3 avem o imagine foarte drăguță cu, recunoașteți personajul, Iulian Bulai, deputat de Neamț, tot Bulai, tot din zona Romanului, da, unul la PSD, unul la USR. E adevărat că unii spun că USR-ul are foarte multe prevederi mai de stânga decât PSD-ul. Da, este altă poveste. Deci domnul Bulai pune această poză în care îi se vede capul înconjurat de niște baloane într-o formă, mă rog, într-o formă ca un fel de coroană regală pe cap. Deci ca un fel de coroană sau, mă rog, ideea de coroană pe capul neîncoronat încă al domnului Iulian Bulai și are și o postare. La mulți ani tuturor copiilor. Poza e din vara lui 2005. Cu asta a postat ca să ne liniștească, că nu-i de acum. Eram adolescent și făceam bani împletind baloane. Din banii câștigați cumpăram multe cărți, călătoream în toată Europa sau o ajutam pe mama mea. Mulțumesc copilărie, mulțumesc adolescență. Aveam tot ochelarii rotunzi. Deci, înțelegem că elementul de continuitate la domnul Bulai din 2005 până acum sunt ochelarii rotunzi și inițiativa care l-a făcut să câștige bani destul de ușor, jucându-se în timp ce făcea bani. Adică, umfla baloane, forma baloanelor, o vedeți și dumneavoastră, numai că el le împletea acolo cum ar veni. Altfel, unii ar gândi altfel răutăcios apropo de baloane și i-ar fi sugerat poate să folosească alt tip de baloane care au aceeași formă. Mă rog, deci, domnul Bulai are ca element de legătură ochelarii rotunzi și modul în care face ușor bani. E frumos să faci așa ceva, este dovada unui spirit întreprinzător și a unei gândiri revoluționare, să poți face bani din împletit baloane ca să te plimbi prin Europa, să faci studii, să ajungi și mama, este, să cumperi și cărți. Este într-adevăr o idee de afaceri care cred că va prinde foarte tare în România, unde toți politicienii sunt umflați, gonflați prin ceea ce fac. Acum, domnul Bulai este șeful Comisiei pentru Cultura, a Camerei Deputaților. Are o putere imensă în anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, cel al informațiilor publice. Prin intermediul domniei sale, USR-ul, ca partid, și-a pus niște oameni în CNA, niște adevărați vânători de greșeli, și a pus director la Radio Difuziunea Română, singurul radio care nu poate fi acuzat de lipsă de popularitate, fiind cel mai ascultat radio din România. Dacă era atât de prost și atât de politizat, probabil că lumea nu l-ar fi ascultat. Cine știe, numai că în politică se gândește altfel. Dacă e atât de ascultat, de ce să nu fie ascultat cu ai noștri, nu cu ai lor? Pentru că e radio public, ar fi răspunsul de bun simț. Dar răspunsurile de bun simț date unor politicieni nu contează, pentru că la ei bunul simț ține cont doar de bunul simț și de interesul de partid sau interesul bunului simț de partid. Oricum să apreciem umorul autopersiflant al domnului Bulai, faptul că a fost și adolescent, mai adolescent decât este acum, că a împletit baloane, deci se pricepe la împletituri politice, a câștigat și bani, lucru pe care îl face și acum. Probabil că acum cumpără cărți, nu știm dacă mai are timp să le și citească, și este un politician care beneficiază și el de o umbrelă. Despre umbrela de care beneficiază Iulian Bulai, poate cu altă ocazie, să spunem doar că, într-adevăr, USR Plus sunt și ele două baloane în politica românească, spre deosebire de celelalte baloane din politica românească,
cel PNL mai uzat, mai vechi, mai așa, PSD-ul cu găuri destule, nu mai discutăm despre celelalte partide, deci baloanele USR Plus au, cum să vă spun eu, plasticul ăla al balonului mai gros. Deci mai gros. Nu-i atinge nimic. Indiferent ce li s-ar spune și cum li s-ar demonstra ceva, nu-i atinge nimic. Ei au un plan pe care trebuie să-l ducă la îndeplinire. Și cu asta basta. O să spuneți, da, da, vedeți că sunt suflu nou în politică. Da, e adevărat, suflu nou în politică, cel puțin noi aici, la Mesagerul, tot timpul am fost de acord că trebuie un suflu nou în politică, dar suflul ăsta nou în politică nu ar trebui să se remarce prin apucături vechi, preluate și folosite. Vezi, Doamne, ca să putem face un suflu nou în politică, folosim metodele vechi. Care metode vechi? Păi ne punem oamenii după CV-ul de partid în funcții, spunem că vrem economii, dar creăm posturi suplimentare în administrația locală și centrală ca să putem pune oamenii noștri, etc., etc., etc. Bun. Să mergem mai departe și să vedem ce au... Deci, trebuie să vorbim acum și despre cei care ne conduc în acest moment. Știți cu toții că a început bavardeala. Ați văzut filmul la bavardeală cu Bucluc? Dacă mergeți cu copiii, mergeți după primele 5 minute. Copiii mici, că cei care dau deja acum vârsta de vaccinare știu deja despre ce este vorba. Dar primele 5 minute sunt de film porno. Vedeți ce se duce lumea acum să cumpere bilete. Deci primele 5 minute sunt porno. După aceea, mă rog, filmul are un mesaj, are niște lucruri interesante, dar primele 5 minute. Deci bavardeală cu Bucluc, ca să revenim. În PNL începe bavardeala cu Buclucuri. Ei, de 1 iunie, cei doi protagoniști din PNL, domnul Ludovic Orban, președinte de partid și șeful Camerei Deputaților, și domnul Florin Câțu, prim-ministru, cei doi care și-au declarat intenția de a conduce partidul, au avut și ei, ca toți politicienii de 1 iunie, niște postări. Domnul Ludovic Orban, de exemplu, uite, o primă postare cu domnul Orban, ca să o văd și eu mai bine, da, este domnul Orban ghiduș în spatele a doi copii care stau pe scaunul său de la Camera Deputaților. Doi, nu unu. Semn că domnul Orban așteaptă să mai candideze probabil și domnul Emil Boc, lându-ne după înălțimea copiilor. Nici Câțu nu este un cine știe ce uriaș, dar domnul Boc este un pic sub domnul Câțu ca înălțime, nu ca învergură politică, că aici nu discutăm. Te rog, trebuie să mai avem o imagine cu domnul Orban. Aș vrea o să fie, dacă se poate, un pic mărită. E, asta este o imagine senzațională. Ar putea să primească un premiu. După cum vedeți, la Camera Deputaților s-au dus foarte mulți copii să viziteze Camera Deputaților și a ajuns și acest copil, probabil împreună cu mama dânsului acolo, și între cei doi a avut loc, sau credem că a avut loc un dialog, sau fiecare a gândit ceva despre celălalt. De exemplu, domnul Orban, uitându-se la el, a luat acea poziție, dacă se cu mâinile cum o ține el acolo, o poziție interesantă, domnul transmite un mesaj, da? Și uitându-se la copil, probabil spune, uitați-vă la el, pe ăsta încă îl mai pot convinge să mă voteze. Dar oare apuc să mă voteze el? Iar copilul se uită la domnul Orban sub privirea îngăduitoare a celei care îl ține în brațe.
Oare ăsta ce are pe gură? De ce stă cu masca la gură când vorbește cu mine? A, e politician, e președintele Camerei Deputaților. Da, dar eu am o problemă. Am ceva în pantaloni pentru ei. Acum trebuie să recunoaștem că toți românii avem o problemă cu politicienii. Da, copilul ăsta săracul să-l folosești într-o poză, să-l pui și pe site, pe Facebook, pare un pic cam mult. Nu cred că mai avem cu domnul Orban nicio imagine, nu? Bogdan, mai avem? Nu. Atunci te rog frumos să-mi pui o parte a postării domnului Câțu pe Facebook de 1 iunie. Deci o parte a postării, dacă poți să o și... Să vedem dacă reușesc eu să-l găsesc. Dacă nu, te rog frumos să o mărești. Domnul Câțu a pus pe Facebook-ul său un mesaj pentru contracandidatul de la PNL, adică domnul Orban, pe 1 iunie. Restaurantele pot funcționa cu o capacitate până la 70%, barurile, cluburile și sălile de jocuri pot funcționa cu o capacitate de până la 50% în intervalul orar 5:24. Este clar că mesajul acesta nu este pus pentru cetățeni. Este pus pentru contracandidatul său, ca acesta să-și dea seama și să știe exact ce gândește domnul Câțu despre el. Interesant, nu? Domnul Orban se juca cu copiii, domnul Câțu îi spune cât va funcționa barurile și cluburile. Ideea este simplă, eu nu am timp să mă joc. Eu voi conduce România, așa că fii atent, tu ai posibilitatea, ți-am deschis barul, te poți duce acolo. Apropo de bar, de așa, revin la o poză cu domnul Orban cu copiii. Domnul Orban, așa, perfect, perfect. Domnul Orban a mai vrut să transmită un mesaj când a primit copiii la el în birou. Păi, românilor, la mine în birou nu se fac petreceri numai cu deputați, senatori, trabuce, whisky și alte asemenea marafeturi. La mine și copiii pot veni să se distreze. Noi am spune că, în general, în cabinetul respectiv, după această postare, ideea care este transmisă populației este de distracție. Multă, multă distracție. Bun, cam asta despre 1 iunie. Că în rest, să vă spun, prea puține lucruri, prea puține așa. Am ajuns ca țară să dăm o știre că avem coadă la Palatul Parlamentului ca să vină părinții cu copiii să vadă ce e înăuntru. Și mulți au zis, e tâmpenie, cum te duci să vezi ce... Nu, este un lucru perfect, normal și logic. În țara aceasta, visul oricărui părinte este să-și vadă copilul bugetar. Visul oricărui părinte ambițios este să-și vadă copilul politician și să ajungă în Parlament. Nu contează că contează, cum vorbiți dumneavoastră, că parlamentarii mulți sunt surprinși dormind. Alții își petrec mandatul pe Facebook, punând postări pro-activitatea partidului din care fac parte. Deci, părinții și-au dat seama că poți trăi fără griji să obții și o pensie bună după aceea, suplimentară, specială, nefăcând nimic. Încep cu lipit afișe, după ce lipește afișe, ajungi director la o societate pe undeva prin consiliile astea mici, ajungi consilier local, județean sau funcționar direct undeva
prefectură, Consiliul Județean, primărie, instituție subordonată. Așa? Și după aceea, firesc, după ce îți dovedești utilitatea și slugărnicia față de șef, poți ajunge parlamentar. Și după ce ai ajuns parlamentar, trai nineacă pe banii, nu ai babachii, ci ai statului. Cam atât despre 1 iunie și despre copiii care au dorit să viziteze paratul Parlamentului. În rest, tuturor copiilor normal din țara asta, nu putem decât să le urăm să se schimbe ceva în modul în care este condusă țara. Altfel, nu mai avem niciun fel de șansă. Chiar nu mai avem șansă. Da, ne oprim aici. Cele bune, să aveți o lună iunie călduroasă, frumoasă și să vedem ce se mai întâmplă sub umbrelele astea care deja încep să ne ia lumina și aerul. Cele bune!